toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. 3200 de euro în această dimineață. Sunt bani mulți, plecăm de la 400 de euro. Hai să vedem ce se întâmplă. 4 întrebări. Dacă Daniela răspunde corect la aceste 4 întrebări, ne ia toți banii. Daniela e din Cluj. Servus, Daniela! Servus! Servus, bună dimineața! Bună! Hai, bine, ce veselie! Bine că mă saluți cu servus, în sfârșit. Nu cu bună! Servus! Îmi place! Servus! Da. Însă... Să ce? Facem mai des treaba asta. Da. Cu servus? Da, da. Servus e foarte, e foarte... E și internațional, nu? Și adică la... măcar pe aici, prin Europa. Uh-huh. Și la final, când ne despărțim, cum îți spunem? Ciao. Tot servus! Tot servus! Pa, pa! Papa, servus. Papa, mă, eu vorbesc corect. Ce faci, Daniela? Bine. Okay. Bine, mă pregăteam să-mi dau cafeaua, să-mi pregătesc cafeaua când a sunat telefonul. Bine. A sunat telefonul și ai zis, ia să grăbim un pic cafeaua. Am zis, ia să văd ce 0372. Am înțeles. Bravo. Și surpriză, dublu sau nimic. Ce zodie ești, Daniela, de aia ta, noroc? Chiar surpriză. Și ce zodie zici că ești? Gemeni, ca mine. Serios? Da, eu sunt gemeni. Da. Extraordinar. Cine e geamăn? Eu sunt George. George, aha, da. Da, te știu de la începuturile Europa FM. Da, am îmbătrânit între timp. Topește era. Da. Tot da. No, nimeni nu îmbătrânește. Căpătăm experiență. Bine, hai să nu ne mai complicăm cu asta. Mult succes, Daniela. Mulțumesc. Eu zic că, uite, mă uit pe întrebări. Ai una, două... cred că merg toate astăzi, dar trei sigur. Da, te gândești tu. Fii atentă. Începem de la 400 de euro. Mult succes! Mulțumesc! 400 de euro. Așa. Bun. Daniela, începem de sus astăzi, cum spuneam, de la 400 de euro. Ai ascultat ieri concursul? Da, și ieșalaltă, da. Uh-huh. E. Ieri, la prima întrebare, a întrebat ceva. A întrebat ceva. Mai zice acum, ce ai întrebat ieri? Sarmite Getuza. Regia. Uh-huh. Da. În dimineața asta, Daniela, pentru 400 de euro, tu va trebui să ne spui în ce județ se află Ulpia Traiana, Sarmite Getuza. Hai, Daniela. Pot pune doar. Păi, dar și când? Și de ce nu ne-ai spus? Și de când? Trebuia să dăm mai mult timp. Pentru... Cum? Au trecut 6 secunde? Au trecut 8. Știi ce repede trece timpul? A, nu cred. Da, măi. Cum se poate așa ceva? Păi le-am văzut pe amândouă, sunt una lângă alta. Păi și ce ți-a trebuit? Da, sunt niște 10 km între, dar de ce ți-a trebuit atât de mult timp? Nu știu. Of. Nu mi s-a părut că au trecut. Da. Ai vrut să ne ții puțin în suspans sau... Din păcate ai răspuns chiar după... Ai răspuns da, bine. Da, zice că au trecut, da. Da. Daniela... Asta e. Mulțumim tare mult, te pupăm. Servus! Și noi. A, la revedere. Servus, Daniela. Pe tine. Te pare rău. Ai. Aflată la 40. Cel mai deștept concurs radio revine mâine... Deșteptarea la Europa FM. Ce voie mă să mai spui? Ce voie mă? Eu am o replică de ghid că aflată la 40 de km distanță de Ulpia Traiana, Sarmise Getuza, Sarmisa Getuza, Regia. Bă, dar și ea, românei naibile au făcut lor azi le fac în ciudă, știi? Da. Păi ea era distrusă acolo, că au demolat-o, i-au dat foc, au nu știu ce, și atunci și-au construit-o ei pe lor, după regulile lor. Adică au făcut și ei, cu băi, cu trotoare, cu asfalt, cu asta. De acum să știți, când e vorba de Sarmise Getuza, e vorba de în județul Hunedoara. Măi, în județul Hunedoara. Mai repede. Măi, în județul Hunedoara. Deșteptarea la Europa FM.